Mare controversă mare, doamnelor și domnilor, de ce a lipsit Klaus Iohannis de la dineul de la Casa Albă cu șefii de stat? De ce n-a fost văzut acolo? De ce n-apare nicio fotografie oficială? Și doi, dacă a încercat ca în locul domniei sale să-l trimită pe Nicolae Ciucă, aflat și el în Statele Unite, despre care tocmai ce am vorbit în ora trecută, că a ales să facă anunțul candidaturii sale la prezidențiale fix de acolo, de la Washington. Ce lămuriri dă liderul PNL despre acest episod? Fostul meu mai tânăr coleg și sper să se maturizeze când vorbește despre astfel de subiecte. La un asemenea nivel, invitațiile nu sunt transmisibile, nu poți să reprezinți pe cineva dacă nu ești în linia de nivel pentru un astfel de eveniment. Ca atare, nici nu s-a pus vreodată problema să se facă vreun astfel de transfer de invitație. Deci este falsă, este incorrectă abordarea. Da, fostul mai tânăr coleg e domnul Năsui de la USR, care a sugerat că Iohannis a lipsit de la acest dineu și ar fi vrut să-l trimită în locul lui pe Ciucă. Ciucă nu a fost primit la Casa Albă, pentru că, așa cum a explicat și domnul Ciucă, nici n-a încercat, zice domnul Ciucă, să se ducă, pentru că ar fi fost netransmisibilă invitația. Una peste alta, este încă un moment rușinos pentru România, pentru că noi aveam acolo totuși dreptul să fim. Era o întâlnire foarte importantă. Nu refuzi o întâlnire la care participă toți liderii la acel nivel. România iar a ratat ocazia să fie prezentă. Nu știm dacă domnul Iohannis se plimba prin avionul de lux pe unde se plimba dumnealui. Dar mai important decât orice, se pare că și-a găsit totuși niște lucruri mai relevante de făcut decât să reprezinte România la acea întâlnire. Stați puțin, că poate n-avea nimic de făcut, poate avea ceva de evitat, mă întreb. Nu știu, domnul Iohannis poate n-a vrut să fie cu dacă rute, ne uităm cu... pe... Nu știu care rute era, că erau șefii de stat și de guvern acolo la cina asta. Dacă totuși ne uităm pe avionul, pe... dacă urmărim avionul de lux cu care a fost domnia sa în Statele Unite, vedem că abia a doua zi avea să se întoarcă în țară, în țară, mai bine zis, la Constanța, unde a ajuns, dacă nu mă înșel, după amiază, pe la 2-3, adică weekendul trecut. Președintele, știu că nu știați asta, a stat la NET.TV, vă zic eu acum. Deci asta înseamnă că în momentul în care a avut loc dineul de la Casa Albă, la care au fost prezenți șefii de stat și de guvern de la nivelul Alianței Nord-Atlantice, domnul Klaus Iohannis era pe pământ american, ba chiar în Washington. Nu plecase, nici nu prea avea timp în câteva ore. America e o țară mare, chiar dacă e un avion la dispoziție, bun, nu poți să ajungi în câteva ore până la Miami, de exemplu, și să te întorci. Să zicem că ai avea o casă acolo, dacă ai avea, să zicem, și ai vrea să zicesc casa, nu apuci în câteva ore să faci treaba asta. Deci era la Washington. De ce nu s-a... avea o casă și acolo? Cumva. Nu, dacă prin absurd, nu, n-am zis că are sau nu. Nu, pe asta zici, presupunând că ai avea o casă și încă o casă și acolo. Nu înțeleg de ce nu s-a dus. Am văzut că domnul Năsui face o speculație că ar fi răutăcioasă, dacă mă întrebați pe mine, că ar fi poate nemulțumit de faptul că n-a ajuns secretar general al NATO așa cum și-ar fi dorit. Dar asta nu e un motiv. Dacă nu mă înșel, nu știu câte șanse va mai avea domnul Iohannis în funcția de președinte, asta ca să parafrazez pe Joana, poate în alte funcții o să ajungă, să ajungă la Casa Albă, să stea alături de președintele Statelor Unite, alături de cei mai importanți aliați, adică poate era un moment bun și pentru domnia sa să meargă la acest eveniment care era oarecum de încheiere la nivel înalt a celor 10 ani de mandat prezidențial. Nu înțeleg de ce nu a fost, dar până la urmă pe mine mă interesează mai puțin ca român și ca plătitor de taxe ce a fost în sufletul domnului Iohannis. Ce mă interesează însă este faptul că România nu a fost reprezentată la un summit al Alianței extrem de important, 75 de ani de Alianța Nord-Atlantică, într-un context în care cu adevărat se discută lucrurile importante. Bun, stai, a fost reprezentată că el era acolo, s-a... Cum ai zis și tu, avem aici la poza de deschidere era, la poza de închidere nu era. Avem aici doi politicieni. Da. Lucrurile adevărate, inclusiv în politica mare, se discută undeva la o cafea, se discută într-un tet-a-tet, nu neapărat într-o bilaterală cu consilieri după tine și cu... Ți-amintești postarea de săptămâna trecută a domnului Ciucă, care a zis lucrurile cu adevărat importante să discută
da, așezat la masă, exact, nefăcând da, paradă la televizor de ele. Ori, și a pus după aia un cârnat de vreo 30 de fotografii și a zis mai aveam, dar nu le-am pus pe toate. Mai aveam niște generali care am făcut poză, da. Da, domnul Ciucă, repede, apropo de vizita pe care a avut-o dumneavoastră sau prezența domniei sale la NATO, care a fost doar pentru că l-a luat Klaus Iohannis pe tichet. Dar revenind la Klaus Iohannis, nu mi se pare în regulă pentru că tu, în momentul în care erai în acel format de la Casa Albă, oricum se lipeau ăia la o discuție, tot rămâneau niște oameni importanți singuri. Bă, poate rămânea britanicul, francezul, neamțul. Discutai ceva cu el ce pe chestiuni de securitate. Păi ce să mai discuți? Nu știu. Tu pleci și n-ai obținut nicio NATO funcție 75. Și termini mandatul. Adică, de punctul ăsta, adică eu întreb, bă, de ce ți-ai luat avionul de fiție să te duci până la Washington? Dacă lipsești de la închiderea summitului NATO, dacă lipsești de la dineu de la Casa Albă, adică te-ai dus la început, ți-ai făcut poza de deschidere, ai zâmbit și după aia ai stat în Washington ca să faci ce? Adică eu asta și trebuie ce a făcut Klaus Iohannis la Washington? Ce a făcut? O încercare de a-l promova pe domnul Ciucă pe post de succesor, mai subtil, mai abrupt, n-ar fi avut șanse de reușită câtă vreme, cred că domnul Iohannis, sau mă rog, staff-ul, știa protocolul. Nu poți să-l trimiți pe președintele Senatului României la cina cu șefii de stat și de guvern. Că nici trebuie să oprească cineva la intrare. Nu se pune problema, punct. Și atunci? Eu înțeleg că s-a desumflat știrea domnului Năsui că s-a încercat transferul de invitații. Deci nu mai e asta o problemă, nu mai e asta o știre. Știrea este de ce a lipsit domnul Iohannis de la dineu. Și că ar fi fost un dineu informal. Acum, no, cu tot respectul. Păi nu, ați spus dumneavoastră că la o cafea se discută lucrurile și mai departe. Dar nu e informal. Te invită președintele Statelor Unite la un dineu. E informal. Mai formal de atât în lumea diplomatică nu poate exista. Asta și vreau să spun. Deci dacă știrea nu mai este că a încercat transferul de invitații, știrea este că n-a fost domnul Iohannis. Din punctul meu de vedere, am fost și eu la astfel de evenimente, nu la nivelul acesta, evident, dar la cine importante, dineuri importante, în care ele nu se transformă într-o chestiune informală, în care se discuți lucrurile pe care le invoca și domnul Ciucă și le invoca și dumneavoastră. Totuși, dacă ne uităm, cred că președintele a stat acolo aproape o săptămână, în care a avut timp suficient și domnul Ciucă și domnul președinte au avut timp suficient, sunt convins, din punctul meu de vedere, să aibă întâlniri atât oficiale cât și informale, cele pe care le invocați dumneavoastră, se discute toate lucrurile care acestea. Noi avem mai puțin, nu v-am, sigur, dacă permite să termin ideea. Ăsta este punctul meu de vedere. Cred că au fost alte ocazii mult mai relaxate, ca să spunem așa, parcursul acestor 7 zile în care s-au discutat. Nu știu care este motivul pentru care n-a participat domnul președinte, sunt convins că va da o explicație domnia sa sau cei de la administrația prezidențială, dar din punctul meu de vedere, administrația a fost întrebată, dacă erau lucruri care importante pentru statul român care să fie discutate, sunt convins că toți oficialii, aici includ și oficialii PSD care au fost prezenți acolo, le-au discutat cu siguranță. Administrația prezidențială tace mâlc, ca în orice situație de asta controversată. Dacă întrebi de avion, nu se poate. Dacă întrebi de ce programul vizitei, nu se poate. Dacă întrebi de ce Cabo Verde și nu mai știu care Zanzibar, nu știe să-ți explice. Da, și așa mai departe. Prezența președintelui Iohannis la acel dineu era normal să fi fost surprins într-o poză, parte din să fie parte din mandat. Acum, de ce președintele Iohannis n-a participat? Într-adevăr, administrația prezidențială trebuie să vină poate să clarifice. Poate a participat, dar nu l-am văzut. S-a ascuns de aparat. Asta posibil. Cum e? Cum facem? Adică cum aflăm dacă a fost sau n-a fost? N-a fost în pozele oficiale, dar n-a fost, dar la oficiale. E posibil să fie participat. Poate cineva poze cu telefonul, poate îl găsim într-o poză cu telefonul. Să fie participat, nu știu. Da. Dar într-adevăr trebuie clarificată această situație. Acum, Nicolae Ciucă are dreptate. Prezența dânsului la acel dineu, fără să fie invitat în calitate oficială, ar fi fost un gest de impardonabil diplomatic. Să te duci acolo și e normal că nu. Abia atunci era o problemă, nu neapărat exact prezența la summitul NATO acolo unde a stat în spate. Nu vreau să, cum să spun, să vin, să spun, dom'le, trebuia obligatoriu, că e posibil să fi fost o problemă în sănătate, nu știu. Chiar nu știu dacă asta e justificarea, dar bineînțeles că e normal, ar fi normal ca administrația prezidențială să vină să clarifice acest lucru. Da, mult succes nouă tuturor să aflăm de la administrația prezidențială. Vă rog. Noi ne aflăm în fața celei mai netransparente administrații prezidențiale din ultimii 34 de ani. Pentru această călătorie la care domnul Iohannis a refuzat întâlnirea cu cei mai înalți oameni la nivel internațional, practic noi, oamenii care am plătit taxe și impozite, am plătit probabil niște milioane.
bani pe care, apropo, vor fi clasificați, cheltuieli clasificate. Nu o să știm niciodată pe ce s-au dus banii aceștia. Deci, pe lângă faptul că avem cheltuieli clasificate, pe lângă faptul că am plătit noi ca stat foarte mulți bani ca domnul Iohannis să se ducă cu un avion privat în condiții de lux, aflăm că el, de fapt, nici măcar nu a participat la evenimentele la care trebuia să participe în calitate de șef al statului. Cum ne putem noi simți reprezentați? Și acum vă întreb, pentru că aici trebuia să ajungem și cu discuția și să o legăm și de discuția anterioară. Asta este, de exemplu, efectiv imaginea președintelui pe care noi nu mai vrem niciodată. Adică noi vrem să discutăm astăzi de niște președinți, de viitori președinți, care să facă altfel lucrurile, care să aibă un mai mare respect. Întrebarea mea, de exemplu, pentru PSD și pentru PNL. Când veți avea candidații dumneavoastră în următoarele luni pentru prezidențiale, vor ieși public și vor spune că ei vor desecretiza absolut toate cheltuielile, pentru că candidatul USR va face asta. Noi nu vom ascunde niciun leu. Va ieși domnul Ciolacu, va ieși domnul Ciucă să spună: noi ne reîntoarcem la transparența care era înainte. Elena Lasconi va ieși și va spune asta. Vi s-a părut că Marcel Ciolacu a fost netransparent cu cheltuielile pe care dânsul le-a organizat? Eu vă întreb. Haide în calitate de președinte. Vreți să-l sunăm pe Cristian Andrei, care încearcă să vadă cum cheltuiește PSD banii? S-ar putea să vă dau un răspuns pe care nu doriți să-l auziți. Eu vorbesc de Partidul Social Democrat, eu vorbesc de Marcel Ciolacu, premierul Marcel președintele Partidului Social. Haideți să ne uităm pe poze, da? Marcel Ciolacu a folosit, Marcel Ciolacu în deplasările din Europa s-a dus la clasa economică, da? Ca să înțelegem. N-a venit nici cu avion privat, nu s-a dus, nu i-a cărat nimeni geanta, n-a făcut... Și eu cred că ăsta e omul, caracterul care arată că e o persoană modestă, care vine și e în rândul oamenilor și care a arătat exact așa cum este. Cum ar fi să apară acum poze de la nu știu cine din Central Park că în timpul cinei președintele vizita nu știu ce, sau țineți minte în Kenya cum s-a dus, lipsea ziua din programul oficial, da, și s-a trezit ministrul turismului din Kenya să zică: sunt în safari cu președintele României, da, suntem aici, conservăm mediul, facem nu știu ce. În America Latină a avut vizita aceea de vreo 10 zile și avea program ceva de genul ziua 1, ziua 3, ziua 9, ceva de genul ăsta. La un dat a fost o perioadă foarte, foarte lungă. Da, până la urmă, vina cred că este într-un fel și a noastră, domnul Ușat. Pentru că, până la urmă, domnul Iohannis, în ultimele luni de mandat, domnul Iohannis așa s-a comportat timp de 10 ani. Nu a venit niciodată să răspundă pentru ce face sau pentru ce nu face. Păi și nu mai înveți dincolo de asta, întrebările public, presiunea publică, uitați-vă la o chestiune. Nu ajunge chiar la și atunci când s-a dus, chiar și atunci când s-a dus să spune la Consiliul Europene, domnul Iohannis nu făcea o conferință de presă înainte, așa cum fac absolut toți liderii europeni, toți care merg la astfel de evenimente și care își reprezintă țara și care vin în fața poporului și spun următorul lucru. Merg la următorul Consiliu European. Mai zice ceva la intrare, știți unde vin aia mulți. Scopul nostru este, încercăm să obținem asta. Miza României la acest summit este următorul. Nu, el vorbea tot timpul niște banalități și jurnaliștii profitau de ocazie, la fel cum profitau, cum au profitat în toate deplasările sale, fie că era în Japonia, fie că era la Bruxelles sau la Washington, pentru a-l întreba de chestiuni de politică internă, pentru că el e invizibil pe plan intern. Da, exact. Dar el să vină și să spună care este scopul României la un summit sau la o întâlnire, nu a făcut niciodată în 10 ani. Cred că a făcut la începutul mandatului o dată sau de două ori, dar după aia s-a gândit omul: bă, de ce să continui așa? Nu cred că se va schimba, pentru că așa s-a obișnuit și așa l-am obișnuit și noi să nu-l tragem la răspundere. Până la urmă, cu stilul ăsta, el a obținut al doilea mandat. De la următorul președinte, oricare ar fi el, așteptăm o mai mare deschidere, o mai mare disponibilitate la discuție. De exemplu, dumneavoastră sunteți un jurnalist de prime time. Deci n-ați visat să-l vedeți pe domnul Klaus Iohannis în fața noastră să faceți un interviu. Dar n-a visat nici Ciutacu, n-a visat nici Gâdea, n-a visat nici Preli, n-a visat nici nimeni. De ce? Pentru că pe el nu l-a interesat să vorbească cu poporul. Ori noi avem nevoie de un cu totul alt președinte, de un președinte care să înțeleagă rolul presei, de un președinte care să înțeleagă faptul că trebuie să fie într-un dialog tot timpul cu oamenii pe care îi reprezintă. Domnul Iohannis nu va fi niciodată așa. Apropo de domnul Iohannis, domnul Ciucă ține să mai lămurească o chestiune despre care am discutat și noi ceva mai devreme, dacă există un plan de tandem între domnia sa, domnul Ciucă, și domnul Iohannis pe post de premier, așa cum tot sugera ironic domnul Ciolacu și am arătat și noi aici în emisiune. Domnul Ciucă zice așa de ipoteza asta: este un fake, este fake news, este o abatere de la problemele curente, zice Nicolae Ciucă. Și atunci întrebarea a fost: dar de ce Ciolacu comentează subiectul ăsta, de ce l-aduce în discuție? Diferența dintre noi, zice domnul Ciucă, e că dumnealui comentează și eu nu.
Acum nu știu cât de bine sună chestia asta, depinde în ce context o pui. Dar mă rog, în fine, referitor la subiectul ăsta. Și eu nu, cam așa este răspunsul. Da, probabil. Și eu nu, eu. Și totuși întrebarea a fost bun și dar care e planul totuși? În momentul în care știm rezultatul alegerilor, zice domnul Ciucă, vom ști și care e planul. Acum întrebarea e, domnul Ciucă îl așteaptă în plic? Sau domnul Ciucă îl știe planul încă de acum? Nu cred. Și așteaptă doar rezultatul alegerilor. Cred că s-a pus vreodată problema, dar eu cred că nu este în regulă să pui, cum să zic, căruța înaintea cailor, să spunem așa, și trebuie să vedem cine va fi președinte și după aceea, sigur că care va fi coaliția, pentru că dincolo de președinte, va trebui să vedem și rezultatul la alegerile parlamentare. După aceea, cred că se pot face anumite. Da. Acum, eu am răspuns la această întrebare în prima parte a emisiunii și domnul Ciucă, cred că a răspuns acum la un alt post de televiziune. Lucrurile, din punctul meu de vedere, sunt clare. V-am spus cam același lucru. Faptul că l-a invocat pe domnul Iohannis este un atac pe care l-a făcut domnul Ciolacu, pe care îl pun în acest registru al campaniei electorale, da, atât și nimic mai mult. Da, o abatere de la probleme curente. Uitați că domnul Ciucă are altă părere decât dumneavoastră, domnule Spătar. Dumneavoastră a zis, domnule, a fost întrebat, presat de jurnaliști și s-a vrut o ironie, poate, dacă ajunge Iohannis premier cu TVA-ul, cu tandemul, cu nu știu ce. Domnul Ciucă văd că o ia foarte în serios chestiunea asta și zice, e un fake news, e o abatere de la problemele curente. Deci cumva l-acuză pe domnul Ciolacu că abate discuția de la probleme curente la așa ceva. S-a părut că Marcel Ciolacu a evitat vreo problemă curentă pe care o avem. Ați văzut, ați dat dumneavoastră anterior că discutăm despre energie, discutăm de problemele pe care le-am întâmpinat. Am venit de fiecare dată și am explicat oamenilor de ce am luat aceste măsuri. Chiar dacă unele, într-adevăr, de unii sunt contestate. Dar asta nu înseamnă că nu venim și suntem transparenți față de oameni. Și am venit și am continuat. Să știți că Marcel Ciolacu și acest guvern nu se abate de la buna guvernare. Nu venim și ne concentrăm doar pe candidatura prezidențială și lăsăm guvernarea deoparte. Nici vorbă. Tocmai de aceea sunt măsuri ale guvernului care sunt luate în acest moment, tocmai pentru a putea să asigurăm buna guvernare până în decembrie. Pentru că mai avem în această coaliție cu... Întrebarea e ce se va întâmpla după decembrie. Aici după decembrie dreptate. Se Ciolacu... va întâmpla că românii vor decide. Românii vor decide prin vot și atunci o să vedem dacă suntem validați. Cel puțin deocamdată din toate sondajele, românii au decis sau românii ne spun că Partidul Social Democrat este cel mai mare partid al României în acest moment. Bun, domnule Spătar, aici vă dau dreptate. Domnul Ciolacu nu se ferește într-adevăr să discute despre problemele sensibile. Întrebarea însă este dacă spune și adevărul în momentul în care răspunde la întrebările sensibile. Ce spune despre o eventuală creștere de taxe la anul? Aud de măriri de TVA. Este exclus așa ceva. Este cea mai simplă abordare pe care o poate avea un guvern. Astfel încât să împartă o povară indiferent de ce venituri ai. Nu cred că România își permite anul viitor să aibă măriri de taxe și impozite. România trebuie să facă o analiză și avem reforma fiscală în continuare acolo în zona de excepții. Și știm foarte bine că orice decizie luată în 2025 are efecte fiscale în anul fiscal 2026. Vă promit că nu o să iau nicio decizie pe picior și împreună cu colegii mei, indiferent de culoare politică din Guvernul României, vom lăsa în continuare o stabilitate macroeconomică și niciun euro sau leu sau ban din deficitul bugetar nu va fi dus pe consum. Să credem noi așa ceva sau nu? Economică. Deci România este într-o situație economică extrem de complicată. Reluăm cele mai mari împrumuturi la cele mai mari dobânzi în Europeană. Cel mai mare deficit. Cea mai mare inflație în Europeană. Unde-i stabilitatea este asta macroeconomică?
Unde e stabilitatea prețurilor? Cu oamenii merg cu sacoșa la piață și nu simt stabilitatea. Stabilitatea e politică pe care vă doriți dumneavoastră, e ok. Dar stabilitate macroeconomică nu există. Absolut toți analiștii ne spun că de la 1 ianuarie și vorba aia, domnul Spătaru, sunt oameni care se uită la noi, ne mai întâlnim aici și până ianuarie, februarie. Toți analiștii economici independenți spun că de la 1 ianuarie vine jihadul. Că veți crește TVA, că veți duce, deja ați crescut impozitul pe dividende de la 5 la 8%, că vreți să-l duceți la cel puțin 12% și vă gândiți inclusiv 16%. Toată lumea spune despre faptul că veți crește taxe și că va veni, dar nu vreți înainte să vorbiți despre aceste scutiri excepționale, nu vreți să vorbiți și despre veniturile excepționale, pentru că o țară care se împrumută miliarde și miliarde de euro, dar nu a rezolvat problema pensiilor speciale, de exemplu. Aia nu e o țară stabilă și nu e o țară care să funcționeze pe baze solide, morale. Nu e în regulă ca oamenii care se uită la noi să se uite în telefon, să vadă cum la datorie li se mai adaugă în fiecare zi 3 euro, 7 euro, 7 euro, 9 euro pe zi și în momentul ăsta, din banii ăștia care vin la ei, ei trebuie să-i plătească, banii ăștia se plătesc pensii speciale. Nu e în regulă chestia asta. Dacă îl vedeți pe domnul Ciolacu pe la partid, spuneți și chestia asta, că ar trebui să se uite și la veniturile excepționale ale celor care sunt angajați sau care au privilegii din partea statului român. Asta nu e o chestiune normală. Repet. Haideți să clarificăm câteva lucruri. Începeți cu inflația. Nu clarificați haideți politic. Haideți să începem. E cea mai mare inflație din Europa? E cea mai mare inflație din Europa? Am promis că până la jumătatea acestui an vom reduce la jumătate inflația. Și am făcut-o. E tot în cea asta mai mare. Este în continuare cea mai mare din Europa. Deci este ceea ce am promis față, ceea ce am promis românilor. Când vom reduce inflația la jumătate. Vreți să discutăm care sunt cauzele inflației? Dar vreau să vă întreb ceva. De ce în 2023 și 2024 guvernul Ciolacu se împrumută mai mult decât în 2020, anul pandemiei. Că luați la țintă pe amărâtul ăla de Câțu, foarte bine, luați-l că nu-s mare fan. Doar că voi astăzi vă împrumutați mai mult decât Câțu în 2020, mi se pare nebunie. Și vorbiți de stabilitate. Despre datoria publică și s-a tot vehiculat această idee că s-a depășit pragul de 50%. Este conjunctural. Până la finalul anului, datoria publică va scădea sub 50%. Ne promiteți dumneavoastră. Și asta pentru că creștem PIB-ul din PIB. Este o declarație a premierului Ciolacu în baza analizelor făcute cu Ministerul de Finanțe. Eu vă reamintesc că anul trecut lucruri au fost date cifre de către același minister și de către același domnul Ciolacu, care au fost după aia contestate de către Comisia Europeană, care ne-a spus că amintiți și cu deficitul bugetar. Practic, noi astăzi suntem în punctul în care rata inflației suntem frunta. Deci noi am un frânt. Suntem cei mai buni. Doar că suntem cei mai buni la rata inflației, la prăbușirea produsului industriale, la prețul energiei. Deci noi suntem la coada clasamentului. Nimeni și vine domnul Ciolacu și spune că suntem bine. Nimeni nu a spus că suntem cei mai buni. Credibil? Ce putem să vă spunem este că au fost obiective macroeconomice pe care ni le-am îndeplinit. Nu le-ați îndeplinit. Ba da, le-am îndeplinit. Pentru că am redus inflația la jumătate. Pe care tot dumneavoastră ați provocat-o. Adică discutați ce? Că ați făcut un rahat uriaș și după aceea ce nu mai atât de mare din Piața Victoriei până la Unirii, e doar până la Universitate. Inflația a fost generată de o decizie aberantă a cuiva de a liberaliza prețul energiei. Nu are nicio treabă. Asta e din 2019. Nu recunoașteți acest lucru. Deci astăzi piața... Știu că la PSD ați rămas așa cu nostalgii comuniste, cu economia planificată, cu prețul stabilit de la partid, dar într-o economie liberală, să știți că de la prețul roșilor din piață până la energie, piața trebuie să fie liberă. Suntem de acord să avem o piață liberă. Dar astăzi nu avem o piață liberă și tot avem cel mai mare preț din Europa. Dacă m-ați lăsat să vă răspund, ați înțelege. Astăzi nu avem o piață liberă. Când liberalizezi nu s-a liberalizat, pentru că n-ați făcut asta. Vă rog frumos să mă lăsați să termin. Că dacă nu lăsați să termin, nu înțelegeți. Dar nu mai vorbiți despre liberalizare. Astăzi dumneavoastră ați oprit acest proces. Suntem în punctul în care nu avem liberalizarea preței. Și cu toate astea avem cele mai mari prețuri de plătiri la nivelul Uniunii Europene. Explicați de ce în contextul în care nu avem liberalizarea preței. Plătim cel mai mare preț. Pentru că avem o piață care variază în funcție de cerere și ofertă. Și ceea ce am făcut, am plafonat prețurile pentru categorii. Le-ați plafonat la un preț mai mare decât cel de pe piața liberă. Adică asta mi se pare... Astăzi... Asta e realitatea. Vedeți că acum, dacă s-ar fi plătit prețul spot pentru energie, toți românii ar fi suferit. Discutam strict de câteva zile de caniculă. Asta nu e... Ca să ne înțelegem.
În momentul în care tu liberalizezi prețul energiei și închizi capacități majore de producție energie, păi întrebați-i pe Virgil Popescu ce a făcut. Că a închis mintea. Atacurile politice, domnul Mușa, dacă îmi permiteți, că am văzut că se continuă atacurile politice. Virgil Popescu... Vreau să știm de ce avem inflație. De aici plecasem. De la Virgil Popescu. Dacă îmi dați voi așa câteva opinii, pentru că toată lumea s-a exprimat și am pornit de la stabilitate macroeconomică. De aici parcă a plecat discuția că nu există. Sau lipsa. Dumneavoastră ați invocat lipsa, noi am invocat stabilitate macroeconomică. Acum, dacă vă uitați la indicatorii macroeconomici, literalmente, și nu vorbim doar de ce spuneți dumneavoastră politică și așa mai departe, o să vedeți că unele cifre sunt bune, chiar dacă unele sunt mai puțin bune. Unul din indicatorii macroeconomici este produsul intern brut, care aici cred că sunteți de acord cu mine că a crescut de-a lungul timpului foarte mult. Pentru că au venit bani europeni, bani din PNR, care au crescut 10 minute. Ceartă și mulți gomori politici. Doar ca să zicem de creștere de PIB, e relevant doar creștem, vorbim pe aștept creșterea industrială. Dacă vă pricineți la chestiunea asta, vă ascult pe dumneavoastră. Dacă nu, dați-mi voie să-mi expun o umilă opinie și eu. Da, da, vreau doar atâta să explicați. Dar lăsați politica și demagogia la o parte. Cum este bine pentru un om că a crescut PIB-ul dacă noi trăim în țara cu cele mai mari diferențe, da? Deci cele mai mari inechități, inegalități între oameni conform Eurostat. Deci, practic, de acest PIB se bucură 2% din români. Și pentru restul românilor, ei o duc din ce în ce mai rău, pentru că astăzi avem cele mai mari discrepanțe. O să vă explic dumneavoastră, dar mi-e teamă că explic degeaba, pentru că dumneavoastră sunteți într-o logică politică și nu vreți să înțelegeți. Oamenii de pe stradă. Da. Eu m-am referit doar la câțiva indicatori și m-am referit la PIB, m-am referit la producția industrială. Și dacă vă uitați care vor fi beneficiile pe termen mediu și lung, având această stabilitate din punctul nostru de vedere și venind în continuare cu un procent mare de investiții, creșterea PIB-ului, producția industrială și așa mai departe vor genera, poate nu acum, dar într-un termen, într-un anumit număr de ani, vor genera o echilibrare a acestor lucruri care dumneavoastră îi vedeți. La nivelul Uniunii Europene. E a treia oară când mă întrerupeți, domnul Mușa, dacă îmi dați voie în termen ideea, dacă nu, da, lăsăm doar pe doamna Buzeanu, și se vede practic oamenii, practic ceea ce spune doamna Buzeanu nu înseamnă decât 8%. Vă provoc adversarii să discutați toate lucrurile. Eu o să discut de toate lucrurile, dar am ascultat 10 minute, iar doamna Buzeanu întrerupe de fie care arată în mod deliberat și încă n-are dreptate. Păi nu, vreau doar să spun câteva lucruri pentru ce este nevoie de stabilitate politică. Tocmai a ieșit studiul la nivel european că suntem top. Dar puteți să rețineți, aveți capacitatea de reține 5 minute ceea ce spun și după aceea să veniți cu replica dumneavoastră? Asta, sau 2 minute, nu mai mult. Păi da, dacă toată presupunerea și toată formularea dumneavoastră și rămâne sancționate, poate ne e greu după aia să mai dăm înapoi. Din punctul meu de vedere, pentru că ați invocat stabilitatea macroeconomică, ceea ce a făcut acest guvern, cu bune și rele, dincolo de atacurile politice, cred că a fost un lucru bun și că România a avut anumite creșteri pe anumiți indicatori macroeconomici. Sigur că sunt și anumite probleme și putem să spunem la indicele prețului de consum și la alți indicatori macroeconomici, nu-i băgați pe toți, că nu sunt toți în aceeași economie, ca să spunem așa, în anumite zone am avut probleme. Dar dacă nu ar exista această stabilitate politică care să genereze o stabilitate macroeconomică, cred că România ar avea dezechilibre și mai mari în perioada următoare. Bun, dați-mi și mie, voi să vă întreb ceva, domnule Constantin. Dacă putem să ne imaginăm scenariul în care la anul nu crește nicio taxă, nu se mărește TVA-ul sau nu se mărește cota unică, ok, păstrată poate unică, așa cum vreți dumneavoastră PNL-ul în această coaliție, dar crescută. Pentru că nu se mai poate cu 10. Eu întotdeauna am avut o gândire de dreapta. Că nimeni dintre economiști, iertați-mă, nu vede posibil scenariu în care la deficitul pe care îl avem, guvernul să nu crească ceva. Eu întotdeauna am avut o gândire de dreapta și gândirea oricărui om de dreapta este aceea de a reduce taxe, nu de a le crește sau a introduce noi taxe, și să mărim baza de referință, ca să spunem bugetul pe care îl avem acum, din nu cu țara pe care vedere, avem acum, poate. Anul 2020, din punctul meu de vedere, repet, nu e opinie nici măcar a Partidului Național Liberal, e punctul meu de vedere, din punctul meu de vedere, în anul 2025 ar trebui să avem o reformă fiscală profundă, dar care nu înseamnă neapărat creșterea de taxe, ci o reașezare a acestor impozite, adresabilității guvernamentale, ca să spunem așa, din punct de vedere fiscal, astfel încât agenții economici să poată să crească, să aibă o povară fiscală mult mai redusă, dar împărțit așa cum trebuie și cu un grad de colectare mult mai mare. Asta e opinia. Ce dumneavoastră. Mai mult decât atât, cele două partide s-au angajat în mod ferm, l-am văzut și pe premierul Ciolacu astăzi, că nu vor crește. Deci această demagogie care există de ceva timp cu creșterea TVA-ului nu se confirmă. Niciunul din partide nu se angajează și se angajează de fapt asta, că demagogia, de ce ziceți demagogie dacă niște companii pentru că au mari, fost mici, toate își fac scenarii în direcția asta.
niște analiști economici. Unii nici nu cred că pot fi bănuiți de vreo simpatie neapărat pentru un partid de dreapta. Tot, da. De ce? Toți pentru văd... că sunt niște scenarii care au venit și de la FMI și de la instituții internaționale, așa, dar care nu au fost îmbrățișate de niciunul din partidele care formează coaliția de guvernare. Nu vreți să ne întrebați și pe noi dacă vom face acest lucru, pentru că am spus două lucruri esențiale. 20 de minute. Nu vom crește TVA-ul, nu merge peste cota de 19%, nu vom crește taxarea pe port. Și eu vă întreb dacă are alternativa. Asta am înțeles, că de aici plecasem, că ziceți că nu. Alternativa este creșterea veniturilor bugetare, pentru că suntem la cel mai jos nivel de colectare a taxelor. Și asta venim și spunem, haideți să împingem această digitalizare și mai mult ca să putem să avem, să putem să creștem, știți, la fel de să bine ca mine creștem nivelul care de colectare. Nu plătesc, nu o să plătească odată cu digitalizarea. Digitalizarea poate în cel mai bun caz, domnule Scutar, o să mai panseze pe acolo pe unde nu merge foarte bine, că suntem noi nepricepuți cu facturile, habar n-am, poftim. Economic vorbind, da. O companie care nu-și plătește taxele și cumva merge pe sub radar și n-a făcut lucrul ăsta niciodată, distorsionează piața. Și brusc este va normal. Fi scoasă la lumină pentru că noi ceilalți buni plătitori atât timp trimitem vom avea un sistem pe care cu care controlăm aceste fenomene economice și vedem care sunt acei neplătitori și venim cu o reformă inclusiv cu acel clamat. Cu sau fără ETVA și așa mai departe, nu-i vedeți, că dacă omul ăla nu e în sistem, pur și simplu nu e în sistem. Dar știți ce nu aud de la dumneavoastră absolut deloc? Și de fapt, situația e următoarea. Faptul că noi ne tot împrumutăm de niște ani, am ajuns la un vârf la care, pur și simplu, dacă vom continua, nimeni nu ne mai dă bani. Adică suntem într-o situație destul de complicată. Să facem reforma. Ați vorbit până acum de stabilitate și nu. Situația e complicată și mă bucur că îmi dați dreptate. Noi suntem în situația în care avem de fapt avem două opțiuni. Una, jegmănim și mai rău poporul român, sau doi, scădem cheltuielile statului. Bine, facem cu adevărat o reformă a statului pe care noi am eșuat să o facem la criza precedentă. După aceea am revenit pe creștere economică, au fost bani din împrumuturi în mare parte și avem așa senzația că trăim undeva într-un Eldorado pe care nu ne chipuim de ce și cum de-l merităm, care e de fapt fals. Noi la anul avem, repet, aceste opțiuni. Fie scădem dramatic cheltuielile statului, iar eu nu văd prea mulți politicieni care să-și asume asta, vă spun foarte sincer, nu vreau să intru să fac politică, chiar nu văd prea mulți, sau ijecmăniți și mai mult fix pe ăștia care deja plătesc, așa cum spune Tudor Mușat. Dar de ce să așteptăm până anul viitor? Uitați, haideți că vreau și eu să clarificăm un lucru. Deci noi suntem în situația asta pentru că anul trecut ni s-a promis de către cei doi lideri politici, domnul Ciolacu și domnul Ciucă, că nu vor fi crescute taxele anul trecut. Vă amintiți că exact aceleași declarații cu care ne confruntăm astăzi, că nu vor fi crescute taxele, exact aceleași declarații erau date și anul trecut. Au crescut de 3 ori taxele. Anul ăsta ni s-a vândut această poveste că la începutul anului se cresc taxele, dar atenție, noi ca stat suntem solidari și vom face și o reformă și vom scădea și cheltuielile. Taxele de la 1 ianuarie, ceas elvețian, au fost plătite de români. Cheltuielile nu au fost căzute, suntem în luna iulie la final, la mijlocul lunii iulie și practic noi astăzi încă nu avem nicio măsură de scădere a cheltuielilor. Adică de ce să așteptăm până anul viitor? Mă scuzați, dar până să se mai atingă statul să mai crească până și un leu o taxă pentru români ar trebui să arate cum scad ei niște miliarde din cheltuieli. Și dacă tot vorbim de reformă financiară, de reformă fiscală, poate ar trebui să ne uităm la taxa pe boală, că astăzi în România sunt în continuare români care plătesc pentru că sunt bolnavi, și poate ar trebui să ne uităm și la injustiția uriașă de plătire de taxă la nivelul unui salariu întreg, deși tu muncești part-time. Doamna, astea sunt două reforme pe care le aveți de dat românilor și le-ați fi putut da, dacă doar ați. Vreau să vă spuneți la o întrebare foarte simplă. Și credeți-mă că oamenii din resurse umane știu foarte bine lucrurile astea. Vi se pare normal ca un om activ să primească un venit net mai mic decât o persoană care este în concediu medical? Da sau nu? Dar nu se întâmplă lucrul Doamna, acesta. Așa este. Nu. Deci ceea ce vă spun, ceea ce dumneavoastră numiți taxă pe boală, nu este altceva decât plata acelei indemnizații care nu era aplicabilă pentru cei care erau în concedii medicale și era aplicabilă pentru oamenii activi. Păi da, dar oamenii respectivi au plătit. Deci au plătit ani de zile taxe ca să poată atunci când se îmbolnăvesc să poată să primească un venit. Diferența este că ei deja au plătit acele venituri. Pe perioada activă, chiar dacă ești în concediu medical sau nu,
pe perioada activă trebuie să plătești același nivel de taxe. Am avut câteva excepții pe care le-am recunoscut și atunci, deci și atunci a fost ăia pe care dădeau concedii medicale, că de aici plecase toată discuția. Da. Cum e posibil că atâția... tot nerezolvat a rămas, nu? Normal, asta ne-am e pus asta taxa problemă, asta, și, pe care aia, și după aia am uitat de aia care frauduloși. Sunt multe lucruri pe care trebuie să le rezolvăm în continuare. Erau mii de frauduloși, să-i găsim, să nu știu ce. Mi-a găsit cineva? Mi-ați arătat vreunul? Este o realitate un cu care ne gândești. Un doctor fraudulos, un ăsta de până HR fraudulos, care acceptă așa pe NV, concedii, trucate. Este o realitate, este o un realitate de companie cu care ne confruntăm și pe care va trebui să o rezolvăm. De ce? Pentru că, haideți să nu mai jucăm cu genul ăsta de cheltuiel care, păi de fapt, nu se justifică. Să scoateți frauduloși la lumină. Asta este mesajul pe care am încercat la trans. Și noastră acum aici este trebuie să o rezolvăm. Adică de 6 luni de zile, vorbele lui premierul, ca să zic așa, au rămas undeva de an. Deci de anul trecut ne-a luat Marcel Ciolacu. Că a existat un act normativ prin care se spunea că cei care sunt în concedii medicale pot fi verificați de anumite entități. Foarte să vină de foarte mulți ani, nu poliția, că nu trebuia să vină poliția. Da? De foarte mulți ani s-a eliminat acea prevedere și întrebarea e de ce nu facem în continuare sunt anumite cheltuieli bugetare pe care noi vedem că le vom putea diminua prin măsurile pe care le vom nimic. Lua. Ați spus mai multe taxe. Tocmai ați recunoscut că nu ați diminuat cheltuieli, ați spus taxe și legat de concediile medicale. Să știți că România astăzi, românii, sunt la coada plasamentului european ca medie pe zile de concediu medical accesate în fiecare an. Își au cele mai puține zile. Aproape cele mai puține. Suntem în top 3. Da. Deci asta în contextul în care românii nu și-au concediu medicale cât își iau un german, cât își iau un francez, dumneavoastră, în loc să vă ocupați de problemele mari cu care ar fi trebuit să se ocupe guvernul ca să scadă cheltuielile inutile, v-ați dus fix pe oamenii care astăzi sunt bolnavi de cancer. Că inițial ordonanța era aplicabilă și pentru oameni. Cei bolnavi de cancer nu plătesc acela. Doamnelor și domnilor, ne întoarcem după publicitate cu ce se întâmplă în America. Președintele Biden încearcă să dea explicații pentru cuvintele sale de săptămânile trecute, pe care mulți le-au interpretat ca o instigare la violență, să facem din Trump o țintă. E, bineînțeles, legată discuția asta de ce i s-a întâmplat lui Donald Trump, de atentatul împotriva sa. Cum arată în momentul ăsta campania? Ce se întâmplă acolo? Cât profită Trump, cât are de tras Biden de pe urma acestui episod? Imediat. I didn't say crosshairs. I was talking about focus on. Look, the truth of the matter was, what I guess I was talking about at the time was, there's very little focus on Trump. It was a mistake to use the word. I didn't say crosshairs. I meant bullseye. I meant focus on him. Focus on what he's doing. Focus on his policies. Focus on the number of lies he told in the debate. Look, I'm not the guy that said, I want to be a dictator on day one. I'm not the guy that refused to accept the outcome of the election. I'm not the guy who said that won't accept the outcome of this election automatically. Da, președintele Joe Biden justificându-se pentru că a folosit acel cuvânt țintă, cumva generic așa despre Trump, și foarte mulți l-au acuzat că sensul cuvintelor sale a fost înțeles ca o incitare la violență, de aici și atentatul împotriva lui Donald Trump. Ce spune acum Biden e, domne, am zis să-l punem așa sub lupă, de fapt, să luăm la țintă fiecare lucru pe care l-a făcut sau l-a spus. Și cumva se disculpă, nu mă transformați pe mine în ceva ce nu sunt, că uite, omul celălalt e ăla care a zis că vrea să fie dictator, că a instigat la violență și așa mai departe. Vorbeam un coleg jurnalist de-al tău și spuneam că 80% din campanie, din ce se întâmplă în campanie electorală în Statele Unite, tradițional, de zeci de ani, înseamnă de fapt campanie negativă. Doar 20% e campanie pozitivă. Realitatea este că, începând cu epoca Obama, discursul politic în Statele Unite a ajuns extrem de violent. Extrem de violent. Și de o parte și de alta. E foarte bine că Joe Biden își cere scuze. A trebuit și Nancy Pelosi să-și ceară scuze, că Nancy Pelosi spunea public unde locuiește un judecător al Curții Constituționale. Îi dădea adresa. Deci se duceau oamenii aia în față să-i spargă geamurile și să-i atace familia. S-au întâmplat lucrurile astea. Nici în zona republicană nu putem spune că oamenii au fost cuminți. Nici pe departe.
Dar toate lucrurile astea ne arată că, că vorbele, ideile au consecințe. Că la un moment dat, în momentul în care tu spui bursa ai, asta înseamnă că le, într-o fel le la țintă. Închipuiți-vă un taur care se uită la tine, da, în colimator. Deci, practic, să-l iei în, să-l iei în coarne. Bra, poți să înțelegi din asta că trebuie să iei o pușcă cu lunete și să tragi în el? Unul care e așa, că un om normal, nu pune mâna pe pușca cu lunetă să omoare pe cineva, dar unul care e puțin țăcănit, are poate nevoie de un short trigger pentru a se duce acolo. Mai e o chestiune. Donald Trump, încă din 2015, cu mult înainte să intre în politică, au fost acuzațiile acelea de fascist, de nu știu ce. Noi am vorbit de foarte multe ori despre faptul că presa din România preia aproape integral presa de stânga din Statele Unite. New York Times, CNN, care apropo s-a făcut de râs la evenimentul de sâmbătă, de nu se poate. E bine, în momentul în care tu faci pe cineva fascist, în momentul ăla, domnul Ușat, dacă eu îl compar pe unul cu Hitler, ceea ce evident, toate comparațiile astea sunt false, sunt discursuri politice, atunci crima devine justificabilă. E justificabil să ne întoarcem în trecut, acum 100 de ani să-l omorâm pe Hitler copil? Este, bineînțeles că este, pentru că altfel n-am mai fi avut morții din al doilea război mondial. Este justificabil în mintea unor nebuni să-l omoare pe Trump, pentru că zic alți nebuni din politică că e fascist? Este. La fel și pentru cei din Partidul Democrat acuzați de Republica. Așa am trăit o permanentă anarhie și într-o vânătoare pe străzi. Totuși nu cred că e cazul. E foarte bine ca politicieni. Mă bucur că Joe Biden și-a cerut scuze. Mă bucur că Donald Trump de vreo două luni și-a moderat discursul. Mă bucur faptul că le-a cerut republicanilor prezenți acum la convenție să-și modereze discursul. Poate asta e o lecție pentru toți politicienii Statele Unite, poate o lecție și pentru politicienii de la noi. Să coboare puțin discursul, pentru că la un moment dat, și noi nu vrem să ajungem, noi am avut în perioada interbelică crime politice, dar la un dat poate nu neapărat o crimă politică, dar se întâmplă ceva, Doamne ferește, dă unul o piatră, înjură. Ar trebui să evităm lucrurile astea și să ne concentrăm mai mult pe lucrurile reale, de cum guvernare. Cum iese Donald Trump din episodul ăsta? Cum iese Biden, vedem, încearcă să-și justifice spusele, să nu se creadă că el a incitat la așa ceva, dar Trump? Da, cred că Joe Biden are în continuare probleme în cadrul partidului și lucrurile astea vor trebui clarificate. Acum, sunt câteva lucruri foarte clare din tot acel eveniment. Faptul că vedem o lipsă de coordonare, ca să nu-i spun incompetență, din partea celor care trebuiau să-l apere pe Donald Trump și lucruri pe care, sincer, nu te-ai fi așteptat să le vezi la serviciile secrete americane, duce în direcția în care cei care ar fi trebuit să asigure lucrul ăsta și administrația americană ar fi trebuit să le facă. Donald Trump, clar, din tot acest eveniment este un câștigător. Pentru că și modul în care a ieșit, faptul că vine în fața republicanilor și la câteva zile după acest eveniment și susține în fața americanilor candidatura, cred că duce către un Trump cel puțin victorios în fața republicanilor. Se vând tricouri cu acea fotografie a lui Trump cu sângele șiroenci, cu pumnul ridicat. Se vând Adidas, care au Adidas, mă rog, pantofi sport, ca să nu barbarizăm cuvântul. Da. Probabil că vom vedea mulți ani de acum încolo această imagine a unui Trump care, în ciuda presiunii pe care o are, ridică pumnul și spune fight. Luptați, da. Care cumva se potrivește. Și aici vine întrebarea, cu modelul american. O să nască asta și mai multă violență, și mai multă încrâncenare, și mai multă Dacă discursul lui Donald Trump va fi moderat și văd această tendință... Era deja moderat și le-a cerut. Bun. Eu am văzut azi noapte convenția. Absolut toți politicienii care au venit au fost foarte cuminți. Singurul care a mai reușit să înflăcăreze sala a fost Tim Scott, asta pe la ora 5 dimineața, ora României. Dar asta nu, fără să folosească absolut deloc atacuri și jigniri la adresa Partidului Democrat. Dar mai contează? Pentru că acum tu ai avut acest episod și... Ce să mai, sigur că nu o să spui, domne, hai să răzbunăm ce s-a întâmplat, dar ajunge să spui, ia uitați în ce situație am ajuns. Da, noi, ăsta poate să fie un semnal de alarmă, inclusiv ce se spunea mai devreme, și pentru clasa politică din România, până la urmă. Noi avem astăzi politicieni care instigă, inclusiv la violență fizică. Adică am avut politicieni care sunt bine mersi astăzi în Parlament și care au astfel de discursuri. Adică nu suntem foarte departe de oameni să fie manipulați și puși într-o extremă atât de mare unii față de alții, încât să simtă nevoia
să justifice sau să rezolve problemele reale cu care se confruntă România prin violență. Ce trebuie noi să înțelegem este că politicienii sunt taxați și doare cel mai mult votul. Votul, nu sunt taxați, nu trebuie să taxăm violent niște derapaje. Cel mai simplu mod de a scăpa de anumite probleme pe care simți că un politician ți le aduce pe masă este să e rezolvată campania, că auzi multă lume spunând și acolo și în alte părți și în Europa, cam ăsta e jocul, s-a cam închis după povestea asta. O fi adevărat? Americanii o să decidă până la urmă. Important, mai departe, vor fi care vor fi politicile publice promovate de cel care va câștiga. Păi, cu ce vine Trump, am văzut. Cu ce vine Biden, am văzut, deși nu e foarte clar că Biden se încurcă și când e vorba să-și promoveze propriile realizări, așa cum am văzut în dezbaterea aia. Da. Trebuie menționate câteva lucruri. În primul rând, cred că trebuie să menționăm cu toții că este regretabil ca într-o țară care are democrația cea mai consolidată din lume până la urmă, istoria aceasta a atentatelor sau a tentativelor continuă. Asta este un lucru pe care îl explicăm cu greu și cred că trebuie făcute eforturi, pentru că toată lumea se uită la ce se întâmplă în Statele Unite, de acolo se dă oarecum ora exactă, cum se spune. Doi, dacă lucrul acesta influențează alegerile în acest an, cel puțin la momentul ăsta, nu trebuie să ne spunem cu opinii, e ceea ce se întâmplă, e o realitate, se întâmplă, spunea și dumneavoastră. E un val extraordinar în Statele Unite în această direcție, vedem dacă el se va menține până pe 4 noiembrie când vor fi alegerile. Și trei, este regretabil că a trebuit să se întâmple un astfel de lucru ca politicienii, iată, din Statele Unite și peste tot în lume să-și dea seama că s-a mers prea departe în anumite situații cu discursul politic, cu ura aceasta față de adversarii de moment politic care la un moment dat îți pot fi aliați. Și în România trebuie să ne uităm și cred că toți am trăit astfel de experiențe, unele chiar recente. În momentul în care spunem ceva de un contracandidat, să apară un val de ură pe Facebook-uri sau în altă parte, stimulat de multe ori de așa zis și, sau mă rog, nici nu vreau să, de oameni angajați de partide politice. Cred că acel val de ură trebuie stopat și, din păcate, a trebuit să trăim un astfel de episod să ne dăm seama. Foarte interesant momentul în care a ajuns această campanie. Mulțumesc foarte mult tuturor. Doctorul urmează pe B1 TV. Pe curând!